Guvernul a anunțat aseară noi relaxări, relaxări pe care le vom avea de sărbători. Practic vom putea sărbători, vom putea petrece în condiții normale. Cum vedeți dumneavoastră, în calitate de medic, aceste relaxări anunțate de Guvernul Ciucă? Păi, în primul și în primul rând, o să vă spun cum le văd în calitate de român, pentru că practic suntem într-o perioadă în care sunt sărbători de iarnă, sunt din punct de vedere al tradițiilor, în această perioadă familiile se întâlnesc, se reunesc, sărbătoresc împreună, se bucură unul de celălalt și cred că erau necesare aceste relaxări, chiar dacă ele nu sunt spectaculoase. Poate că ne-am fi așteptat să fie relaxări mai spectaculoase, însă ele sunt niște relaxări de bun simț, pentru că, deși ne dorim să ne întâlnim, deși ne dorim să sărbătorim aceste sărbători de iarnă, să sărbătorim Crăciunul în familie, să sărbătorim Anul Nou în familie, cred că e necesar să nu uităm că suntem în pandemie și că suntem doar într-o perioadă în care pandemia este pe o pantă descendentă. Din punct de vedere medical, cred că e nevoie în continuare să fim vigilenți și să fim atenți, adică la absolut orice semn de boală să încercăm să evităm contactul cu persoana respectivă, indiferent cât ne este de dragă, pentru că, din păcate, nu știm, nu putem să avem certitudinea că o anumită persoană nu este îmbolnăvită. Trebuie să evităm în continuare spațiile deschise și spațiile închise și foarte aglomerate. Și faptul că s-a eliminat obligativitatea purtării măștii în aer liber, cred că iar este un element bun, un element bun atât pentru psihic, cât și pentru noi ca oameni, pentru că practic dacă nu mai există o atât de mare încărcare virală, riscul este mult mai mic de a transmite boala în spațiul deschis. De altfel, acest tip de relaxare, de a elimina masca în spațiul deschis, a fost luată și în alte țări, în Germania, de exemplu, în Ungaria, nu se folosește mască în spațiul extern, în Ungaria chiar până de mult nu se folosea nici în spațiile închise. Și atunci, cred că putem și noi să luăm aceste măsuri în contextul în care pandemia este pe o pantă descendentă. Dar, repet, nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Pandemia poate să revină și numărul de cazuri poate crește oricând. De obicei se întâmplă ca după sărbători sau după momentul în care apar aceste aglomerări ca urmare a petrecerilor de revelion, ca urmare a faptului că ieșim în spații închise și aglomerate, pandemia poate să revină și poate să capete o pantă ascendentă. Ceea ce este însă foarte important este ca o pantă ascendentă să nu aglomereze spitalele și cel mai important cred că este să nu curme vieți omenești. Nu descurajăm campania de vaccinare prin aceste relaxări? Adică oamenii se întreabă de ce să ne mai vaccinăm, dacă oricum putem... Nu descurajăm campania de vaccinare și cred că e important ca mesajele pentru vaccinare să continue și campania de vaccinare. Deci, practic, campania de vaccinare nu înseamnă pur și simplu a merge să vaccinezi pe cineva. Campania de vaccinare este să vorbim despre vaccinare, este să le povestim oamenilor despre lucrurile bune care se întâmplă ca urmare a vaccinării, dar să le aducem în atenție și lucrurile rele care se întâmplă celor care sunt nevaccinați. Și avem exemple multiple. Eu, ca medic, mă lovesc în fiecare zi de astfel de cazuri. Tineri, fără absolut nicio comorbiditate, care au făcut formă gravă de boală și care, în cel mai bun caz, și fiecare dintre dumneavoastră va putea aprecia ce înseamnă acest bun caz cu ghilimele de rigoare, în cel mai bun caz rămân cu sechele respiratorii, dar de foarte multe ori se poate întâmpla să moară, mai ales cei care au o vârstă mai înaintată. Iar și aici nu mai vorbesc despre cei care sunt
extrem de vulnerabili și vorbim aici despre bolnavi cronici, despre persoanele vârstnice. Eu am un coleg medic în Oradea care a și vorbit public despre cum a fost să aibă COVID și este un adult, nu este nici copil, nici tânăr, nu este nici din categoria de seniori și a spus că a simțit că moare, că a crezut că moare. A cerut să vorbească public despre acest lucru și cred că e bine ca pacienții care au trecut prin această experiență, și eu am trecut prin această experiență, din fericire eu am trecut destul de ușor, însă vreau să vă spun și spun și spectatorilor dumneavoastră faptul că la momentul la care eu am avut COVID, adică în noiembrie anul trecut, nu exista nici vaccin, nu exista nici tratament și am acceptat să fiu tratat ca și cobai cu anticorpi. Fără să-mi pun problema, eu am vrut să îmi salvez viața, am vrut să trăiesc și am acceptat acest tratament și am mers foarte bine. Și ca mine sunt foarte mulți români care s-au înrolat în aceste studii clinice pentru a demonstra eficacitatea acestor vaccinuri, acestor medicamente, acestor tratamente inovative pentru COVID și în momentul de față acestea sunt puse practic în arsenalul terapeutic în mai multe țări. Însă, exact același lucru s-a întâmplat și cu testarea vaccinului. Și vaccinurile au fost testate pe oameni, exact cum s-a testat pe mine sau pe alți români tratamentul cu anticorpi, exact așa s-a testat și vaccinul. Și urmarea faptului că o serie de oameni au avut încredere să intre în aceste studii clinice și să testeze vaccinul, urmarea acestui fapt, noi avem astăzi un vaccin care este verificat, este testat și este autorizat pe piața europeană și în Statele Unite, nu numai pe piața europeană.